În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea aflată de Dumnezeu insuflate spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge, Sfințite mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Celui care primind poruncă dumnezeiască, pe ascuns aduna și îngropa trupurile mucenicilor lui Hristos, Sfântului Sfințit mucenic Teodot, îi aducem aceste cuvinte de laudă, iar tu, Sfinte, fiind acum stea luminată în rai, așezat la picioarele soarelui cel înțelegător, roagă-te și pentru noi, care te chemăm, bucură-te, Sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Îngerii din ceruri s-au bucurat când au văzut mărimea duhovnicească la care a ajuns, Sfinte mucenice Teodot, și Dumnezeu a primit ascultarea ta drept cheie cu care ți-a deschis ușile împărăției cerurilor, iar noi ne rugăm ție, bucură-te, luminând lumea cu strălucirea patimilor tale, bucură-te, vestit mucenic al lui Hristos, bucură-te, cel ce adunai sufletele rătăcite și îngropai trupurile mucenicilor, bucură-te, Părinte duhovnicesc al tinerilor, bucură-te, ocrotitorul străinilor, bucură-te, apărătorul celor ispitiți de moarte, bucură-te, Sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Din tinerețile tale l-ai cunoscut pe Dumnezeu și El s-a întipărit în inima ta ca o pecete veșnică prin taina Sfântului Botez, învățând a te ruga Sfintei Treimi. Aliluia! Deși erai căsătorit, Sfinte Teodot, trăiai în curăție cu soția ta și te îngrijai să aduci la Hristos pe cei ce viețuiau în credințele idolești. Având o casă de oaspeți și un restaurant, țineai ușile deschise pentru călători și le oferai masă și un acoperiș drumeților. Bucură-te că nu știa nimeni că ești creștin, bucură-te că toți te cunoșteau doar ca și hangiu, bucură-te că din munca ta îi ajutai pe cei în nevoie, bucură-te că salvai sufletele de întunericul idolesc, bucură-te că le hrăneai cu cuvintele Evangheliei, bucură-te că erai adăpost ferit pentru cei vânați de diavol, bucură-te, Sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Prefăcându-te în cârciumar, făceai multă neguțătorie duhovnicească și câștigai multe suflete pentru că lucrai apostolește în taină, iar prin învățăturile și sfaturile tale, insuflate de Dumnezeu, aduceai pe mulți la Hristos, pe care îl slăviai. Aliluia! Pentru lucrarea ta, Dumnezeu ți-a dat și darul tămăduirii, căci prin punerea mâinilor și prin rugăciune vindecai toate bolile, cu sau fără leac, iar prin cuvintele cele mântuitoare vindecai bolile sufletești. Bucură-te că ai învins lupta cu patimile trupești, bucură-te că ți-ai supus trupul Duhului, bucură-te cel sporit în fapte bune, bucură-te că ai fost învățător al curăției și al înțelepciunii, bucură-te binecuvântat cu darul tămăduirilor, bucură-te că alungi depresia și deznădejdea, bucură-te Sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Fiind în timpul persecuției împăratului Dioclețian,
mulți creștini au fugit din oraș, iar cei care au rămas erau obligați să jertfească idolilor, fiind mare foamete în țară și multe biserici creștine și proprietăți de creștini fiind jefuite, căci păgânii nu știau să se roage lui Dumnezeu. Aliluia! În acele zile grele, i-ai adăpostit pe creștinii rămași fără case în hanul tău, Sfinte Teodot, hrănindu-i și vindecându-le rănile. I-ai ascuns pe cei prigoniți și ai dăruit tot ce era necesar bisericilor pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Bucură-te că mulți creștini au fost chinuiți. Bucură-te că Dumnezeu a învins prin jertfa lor. Bucură-te că idolii au pierit fără sunet. Bucură-te că cerul s-a umplut de sfinți mucenici. Bucură-te că tu, Sfinte Teodot, erai îngerul lor păzitor. Bucură-te că ai avut grijă tuturor mărturisitorilor. Bucură-te, Sfinte Mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Umblai prin închisori, Sfinte Binecuvântat, cercetând condamnații nevinovați, convingându-i să fie credincioși lui Hristos până la capăt, iar aceștia, întăriți de tine în credință, se duceau la moarte cu bucurie, cântându-i lui Dumnezeu, Aliluia! Ai primit porunca de la Dumnezeu de a răscumpăra trupurile mucenicilor omorâți, Sfinte Teodot, și de a le îngropa creștinește. Bucură-te că plăteai soldaților preț pentru fiecare trup sfânt. Bucură-te că unele trupuri le luai în secret. Bucură-te că soldații vroiau să le dea de mâncare câinilor. Bucură-te că noaptea duceai trupurile la locul de îngropăciune. Bucură-te cel ce urmai rânduia la creștinească de îngropăciune. Bucură-te că apropierea de moarte nu te-a înspăimântat. Bucură-te, Sfinte Mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Când toate bisericile din Ancira au fost devastate și închise, ai oferit hanul tău pentru a săvârși în taină Sfânta Liturghie, devenind biserică și loc de întărire duhovnicească pentru creștinii rămași în viață, care îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru tine. Aliluia! Primind înștiințare de la Dumnezeu că vei suferi și tu mucenicia în curând, Sfinte Teodot, i-ai spus aceasta preotului Fronton, rugându-l ca la o anume zi să meargă într-un anume loc pentru a-ți găsi moaștele și arătându-i unde dorești să fii îngropat. Ia spre încredințare, i-ai dat inelul tău. Bucură-te că nu te-ai temut de moarte. Bucură-te că știai că mucenicia e cale sigură spre cer. Bucură-te că preotul Fronton a păstrat taina. Bucură-te că și acum alungi de la noi frica de sfârșit. Bucură-te că ne arăți că este de fapt începutul vieții veșnice. Bucură-te, Sfinte Mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. În acea vreme, 7 sfinte fecioare au murit pentru Hristos: Tecusa, Faina, Claudia, Matrona, Julia, Alexandra și Eufrasia, dintre care cea mai mare, Tecusa, era mătușa ta, Sfinte Bogdan. Ele trăiseră în rugăciune, post, înfrânare și fapte bune, fiind plăcute lui Dumnezeu, pe care îl slăveau. Aliluia! Aceste 7 fecioare și-au mărturisit cu curaj credința în Hristos și au fost chinuite, fiind puse să facă parte din sărbătoarea spălării idolilor, asemenea preoteselor idolești, dar sfintele fecioare au refuzat, fiind condamnate la moarte. Bucură-te, Sfinte Teodot, că ai aflat de moartea lor. Bucură-te că păgânii
le-au atârnat câte o piatră de gât. Bucură-te că le-au aruncat apoi în lac. Bucură-te că noaptea sfântă Tecusa ți-a apărut în vis. Bucură-te că ți-a spus să te duci la lac și să iei trupurile și să le îngropi. Bucură-te că Dumnezeu nu a lăsat neștiută mucenicia sfintelor fecioare. Bucură-te, mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. L-ai luat pe prietenul tău, Policronie, și împreună cu alți creștini te-ai dus la lac, sfinte, iar paznicii au fost înspăimântați de sfântul Sosander, care li s-a arătat pe marginea lacului și au fugit. Prin minune dumnezeiască, vântul a condus apa către cealaltă parte a lacului, iar voi ați putut scoate trupurile celor 7 fecioare din apă, slăvindu-L pe Dumnezeu. Aliluia! Ducând sfintele moaște la biserică, le-ai făcut slujbă de îngropăciune creștinească, sfinte Teodot, împlinind astfel porunca primită de la Dumnezeu de a găsi și de a îngropa trupurile mucenicilor. Bucură-te că Igemonul afla de fapta voastră. Bucură-te că ai fost pârât, că ai răpit trupurile fecioarelor. Bucură-te că păgânul a ordonat prinderea și chinuirea tuturor creștinilor. Bucură-te că știai că așa se va împlini viața ta pământească. Bucură-te că erai pregătit sufletește. Bucură-te că te bucurai că poți să mor pentru Hristos. Bucură-te, sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Fiind capturat și prietenul tău, bun Policronie, acesta nu a rezistat torturii și te-a trădat, sfinte Teodot, arătându-te drept vinovat pentru răpirea trupurilor sfinților mucenici. Ridicând rugăciuni fierbinți către Dumnezeu, împreună cu toți creștinii, ai lăsat cu limbă de moarte ca trupul tău să fie dat preotului Fronton, căruia i-ai dăruit inelul tău, și apoi te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu. Aliluia! Ai fost dus la judecată sfinte, proslăvindu-L pe Domnul Iisus Hristos și mărturisindu-ți credința în El, iar păgânii te-au dat la chinuri îndelungate. Bucură-te că Dumnezeu te-a întărit, bucură-te că ai fost dus la închisoare, bucură-te că acolo ai creștinat mulți păgâni, bucură-te că ți-au strunjit carnea până la os, bucură-te că pe pat de fier încins te-au pus, bucură-te că ți-au bătut piroane în tălpi și te-au alergat prin cetate, bucură-te că mulți, văzându-te nebiruit, slăveau pe Dumnezeu. Bucură-te, sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. Chiar în acele zile, marele sfânt împărat Constantin, cel întocmai cu apostolii, dădu poruncă să înceteze prigonirea creștinilor, iar cei ținuți în legături pentru Hristos să fie eliberați. Iar tu, sfinte Teodot, te-ai întristat că nu primești cununa muceniciei și în lacrimi strigai către Dumnezeu. Aliluia! Igemonul însă nu ținu cont de porunca stăpânului împărat Constantin și continuă să te chinuie, dar văzând că nu poate răzbi, a dat ordin să ți se taie capul. Bucură-te că apoi au vrut să dea foc trupului tău. Bucură-te că s-a pornit dintr-o dată o furtună mare. Bucură-te că preotul Fronton tocmai trecea pe cale. Bucură-te că măgarul lui a căzut brusc, răsturnând încărcătura de vin ce o căra. Bucură-te că soldații ce păzeau moaștele au sărit să ajute preotul. Bucură-te că așa Fronton a aflat că ei păzeau sfântul tău trup. Bucură-te, sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră.
Preotul Fronton a înțeles că măgarul lui a căzut în locul acela prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și, dând tot vinul ca preț de răscumpărare, a luat trupul tău sfinte și l-a dus la locul pe care îl ai spus tu mai înainte, slăvindu-l pe Dumnezeu. Aliluia! Îngropând sfintele tale moaște, preotul Fronton a construit mai târziu o biserică pe acel loc, iar credincioșii te laudă și în zilele noastre. Bucură-te, cel ce-ai viețuit mereu în apropierea morții, bucură-te că răceala ei nu ți-a stins flacăra credinței, bucură-te, sfânt al nopții, care luminezi întunericul rătăcirii noastre, bucură-te că pământul îl sapi ca să cinstești trupurile celor adormiți întru Domnul, bucură-te că ai fost martorul la multe morți mucenicești, bucură-te că și acum ești apărătorul celor care se luptă cu duhurile întunericului. Bucură-te, mucenic iubit al Domnului Hristos! Bucură-te, sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră! Cu sângele tău ai învins vrăjmașul omenirii, diavolul, și prin chinuri ai primit aripi îngerești. Zburând ca un vultur spre înălțimile cerești, te veselești acum cu îngerii. Aliluia! Nenumărate sunt minunile pe care le dai celor care ți se roagă cu credință, sfinte mucenice, și noi te rugăm, primește această cântare acatist ca semn de cinstire și de laudă. Bucură-te, umblând doar pe căile sfinte ale lui Hristos. Bucură-te, făcând din Han biserica Lui. Bucură-te, mijlocind slujirea Sfintei Liturghii. Bucură-te, cel ce dai preoților parohii. Bucură-te, cel ce înzestrezi bisericile cu cele de trebuință slujbelor. Bucură-te, curată casă a preasfintei Treimi. Bucură-te, sfinte mucenice Teodot, cel ce dezlegi mrejele înșelăciunii întinse asupra noastră. O sfinte mucenice Teodot, te rugăm cu lacrimi fierbinți să ne izbăvești de uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, să nu se stingă în noi focul vieții și să rămânem credincioși Domnului Hristos, ca împreună cu tine să ne bucurăm veșnic de lumina împărăției lui Dumnezeu. Aliluia! 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 Sfinte, sfințite mucenice Teodot, Dumnezeu te-a înțelepțit și ți-a dăruit harul lui pentru a rușina înșelăciunile întunericului, iar tu ai primit cu bucurie crucea rânduită pentru tine, aceea de a îngropa trupurile mucenicilor ce s-au jertfit pentru credință și adevăr. Știind că pentru aceasta ai primit și tu moarte mucenicească, te rugăm să mijlocești pentru noi la Dumnezeu, să ne dea biruință împotriva uneltirilor întunericului, a celor făcători de haos, împotriva duhurilor necurate care umblă noaptea și caută să ne îngroape simțurile, trăirile și gândurile pe care Duhul Sfânt le trimite pentru mântuirea noastră. Te rugăm, sfinte Teodot, dezleagă mrejele înșelăciunii ce sunt aruncate asupra noastră, asupra trupului, sufletului, minții, inimii și cugetului, ca să putem discerne binele de rău, să putem să ne rugăm, să știm calea pe care o avem de urmat, să înțelegem cine ne este prieten și cine nu, să deosebim adevărul de minciună și să fim statornici în credință, ca la sfârșitul vieții să primim și noi cununa celor ce au luptat pentru și în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, a căruia este slava împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și în vecii veciilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru,
ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.